Cele mai mari pagube din județul Olt sunt în localitățile Șopârlița și Pârșcoveni. Grindina de mărimea unei nuci a bătut mai bine de 30 de minute și a distrus totul, de la culturi agricole la grădini și culturi de viță de vie, dar și panouri solare ale localnicilor. La o primă estimare este vorba de peste 5.000 de hectare cultivate cu cereale. Vremea a creat probleme și la Morunglav, unde mai multe gospodării au fost inundate din cauza precipitațiilor strânse de pe versanți. Apa a fost evacuată cu ajutorul pompierilor militari. Județul Olt s-a aflat aseară sub avertizare cod galben de ploi și grindină.